Hackerii ucrainene au obținut corespondența secretă dintre Vladimir Putin și șeful Dumnei de stat a Rusiei. În scrisoare, Vaceslav Volodin îi propune, printre altele, să intensifice confruntarea cu țările occidentale după alegerile prezidențiale din Rusia. Din scrisoarea lui Volodin rese că nimeni din cercurile conducătoare ale Rusiei nu se îndoiește de realegerea lui Putin. Totodată, încă din noiembrie-decembrie, anul trecut, autoritățile ruse își făceau planuri pentru perioada postelectorală, deoarece scrisoarea în sine este datată 30 noiembrie. În document mai este stipulat că Rusia are nevoie de transformare prin conceptul de deoccidentalizare, care se bazează pe patru piloni. Naționalizarea economiei, toate industriile de materii prime devenind proprietate de stat, suveranizarea științei, culturii și artei și creșterea rolului statului în dezvoltarea lor, consolidarea cenzurii, în special la televizor și pe internet, rezolvarea problemei mișcărilor de opoziție. Scrisoarea lui Volodin se bazează pe un concept prezentat șefului Dumei de Stat de cercetători de la Academia de Științe din Rusia, Institutului de Informații Științifice și Științe Sociale. De altfel, documentul a fost extras prin interceptarea corespondenței dintre șeful institutului și un cercetător senior la institut. Cercetătorii ruși consideră că sprijinul Occidentului pentru Ucraina întârzie finalizarea rapidă a așa zisei operațiuni militare speciale, iar țările occidentale nu ar da niciodată înapoi. Mai mult, după realegerea lui Putin, confruntarea Rusiei cu Occidentul ar urma să se intensifice după eventuala încheiere a operațiunii din Ucraina. În document mai este menționată și posibila creștere a tensiunilor interne legate de prețurile de consum, nivelul salariilor, pensiile în contextul creșterii cheltuielilor pentru desfășurarea războiului din Ucraina, motiv pentru care ar fi nevoie de disiparea tensiunii interne prin noi invazii externe.